Astăzi, schitul de la Eud a fost ridicat la rangul de mănăstire și a primit cu această ocazie cel de-al doilea hram al Sfintelor Femei Mironosițe. Monahii și credincioșii prezenți au avut bucuria de a-l avea în mijlocul lor pe preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului. Biserica schitului de la Eud a luat ființă în 2003, a fost ctitorită de Părintele Alexandru Brici împreună cu credincioșii pe vatra unei mănăstiri străvechi, care a fost soră cu mănăstirea Peri, cu mănăstirea Bârsana, care a existat pe la 1400, în secolul XIV, în secolul XV. S-a ctitorit pe același loc o biserică maramureșană, după care la un moment dat am încredințat conducerea schitului Maicii de la Bârsana, care a continuat lucrările, a făcut un turn clopotniță și a amenajat incinta și calea de acces, iar în urmă cu un an de zile a venit Maica Mihaela Popan de la Bana, de la Mitropolia Timișoarei, și am încredințat conducerea acestei mănăstiri. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica Așezământului Monahal. În cadrul slujbei, preasfinția sa a hirotonit un diacon și un preot pe seama parohiei maramureșene Călinești. În continuare, a binecuvântat altarul de vară din incinta mănăstirii. Se binecuvintează acest altar de vară prin stropirea cu apă sfințită. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. În prezența a numeroși credincioși, Stavrofora Mihaela Popan a fost instalată stareța mănăstirii Sfintele Femei Mironosițe și Sfinții Trei Ierarhi din Eud.